Dar iarnă... vine FCSB la tine și îți spune după vreo trei etape, nu te duci. Eu n-aș veni. Bine, în situația în care este astăzi, situația care este astăzi la FCSB, la Steaua, nu m-aș duce. Dacă mâine m-a chemat, nu m-aș duce. Să mă duc să ce? Că nu, exact, adică cred că aș putea să antrenez FCSB-ul și fără licență de antrenor atât timp cât acolo nu conduce nimeni în vestiar. Nu m-aș duce. Sincer, nu m-aș duce. Nu mă văd să, adică să, eu ca om nu mă văd să fiu undeva pus și să conduc altcineva. Dacă aș antrena, ceea ce nu e cazul. Și atunci de ce se duc acești tehnicieni care au și licențe? Au licențe, își doresc, ce spun, că tot încercăm să ne explicăm. Se gândesc că... Păi n-au reușit 10, crezi tu că ești zmeu și îți iese ție să-l schimbe domnul Becali? Încearcă, probabil că încearcă. Eu nu mă văd să fac asta, dar alții încearcă, ce spun, că poate au rezultate, câștigă un campionat și pot pleca mai departe afară. Și dacă conduce patronul. Acum eu cu Tony văd, mi-este prieten cu tot respectul, dar nu-l văd să conducă la Steaua. Dar e nevoie de licența dânsului. Este nevoie, dar nu-l văd să conducă. Adică, dar până... pe Pintilie îl vezi? Pentru că toată lumea îl respectă. Este la început, este la început de drum, are personalitate, dar totuși va conduce patronul. Nu pot spune acum, gata, de azi conduce Pintilie echipa și ascultă toată lumea de el. Există respect pentru el, pentru că a fost jucător care a demonstrat pentru Steaua. Jucătorii, foștii colegi îl respectă, dar să aibă ultimul cuvânt, nu cred. Spui că ești prieten cu Tony, dar ce îi lipsește să fie? A fost secund până acum. N-a fost principal și nu pot spune din... Și dacă a fost lângă Reghe, n-a fost... nu este Reghe. Dar se pregătește terenul pentru... Eu nu cred. Laurențiu Reghe Camp? Nu, eu nu cred. Reghe va sta acolo și dacă îi va fi bine, nu va veni în țară. Păi au început să se taie salariile și pe acolo, la jumătate chiar. La jumătate și tot n-ajung. Adică la jumătate probabil are vreo 2 milioane și are 1 milion acum. Bine, dar mai stă Laurențiu Reghe Camp, crezi că... Reghe stă, că îi place acolo. Eu m-am întâlnit cu el când am fost în Dubai și am stat cu el. Și este respectat, apreciat acolo și chiar îi place și nu cred că va veni. A încercat să-i dea un ajutor. Și chiar l-a dat prin acest preparator care toți așteaptă să facă minuni.